efectiv, nu știu, sunt așa emoționată. Mi se pare modul perfect de a începe cariera la senior, pur și simplu. Sabrera stelistă Felicia Iacob a obținut rezultatul carierei la mondialele de cadet și junior de la Cairo. Obiectivul meu a fost să mă bucur cât mai mult de timpul petrecut pe planșă, pentru că am avut de-a face și cu o accidentare destul de grea. După aceea a venit perioada cu COVID, am avut o pauză foarte mare. Acesta a fost al doilea meu campionat mondial. Ultimul și care a fost și primul a fost în urmă cu 3 ani și m-am gândit să profit de ocazia asta și să mă bucur cât de mult pot de faptul că sunt din nou la mondiale. Ce a avut România în plus față de celelalte echipe pe care le-a depășit în clasament în Egipt? Cred că atitudinea a făcut diferența și energia pe care am avut-o în echipă, pur și simplu ne-am completat una pe cealaltă, ne-am bucurat de faptul că am fost acolo pe planșă și am crezut în fiecare moment că putem să batem pe absolut oricine. Ați avut ca model echipa de la Rio, care a câștigat în urmă cu aproape 5 ani aurul olimpic? Da, evident, cred că ele sunt un model pentru toată lumea, nu numai din România, ci din toată lumea. Cred că ați văzut și în poza de final că am făcut o săritură asemenea lor și chiar ne gândeam, wow, așa cum sunt ele pe peretele de la Sala Florească, unde noi ne tot antrenăm și practic le vedem în fiecare zi, ce frumos ar fi ca la Paris în 2024 noi să fim echipa care ia aurul olimpic. Care sunt calitățile sportive Felicia Iacob? Luptătoare, cred că este cuvântul care mă caracterizează cel mai bine. Cum a sărbătorit cu cele aceste medalii? Imediat după premiere am venit la hotel și am fost întâmpinați de ceilalți colegi din lot și a fost un sentiment extraordinar să intri în hotel, mai ales fiind a doua zi în care România ia o medalie la campionatul mondial. În ziua precedentă, Marco Șovar a luat aurul la sabie băieți în proba cadeților. Și chiar ne gândeam în timp ce îl felicitam, ce frumos ar fi ca în ziua următoare noi să fim cele primite cu aplauze de colegii de lor. Și asta chiar s-a întâmplat, deci a fost wow, încă nu-mi vine să cred că chiar este real ceea ce trăiesc acum. Descrie-mi într-un cuvânt sentimentul pe care l-ai trăit în momentul în care ai urcat pe podium. Mândrie. Foarte, foarte multă mândrie. Deci este un moment la care am visat de când m-am apucat de scrimă, de 9 ani încoace, și acum a devenit realitate. Și este genul ăla de moment la care visezi așa noaptea când pui capul pe pernă, așa o să fie când o să te urci pe podium, și a fost wow, pur și simplu. Capitala Egiptului a găzduit la începutul lunii aprilie campionatul mondial de scrimă pentru cadeți și junior la individual și pe echipe. În proba de sabie feminin junior echipe, cu stelista Felicia Iacob în componență, reprezentativa României a cucerit medalia de bronz. După ce au trecut de Uzbekistan și Franța, fetele noastre au cedat în semifinale în fața Statelor Unite ale Americii, iar în finala mică, tricolorele au învins Turcia și au obținut medalia de bronz. La sosirea în țară, pe lângă rude și prieteni, Felicia a fost așteptată la aeroport de managerul secției de scrimă a clubului Steaua, campioană olimpică Simona German, dar și de reprezentanții ai Federației Române de Scrimă și Ministerului Tineretului și Sportului. Ce reprezintă această medalie a Feliciei pentru clubul Steaua? Wow, după un an dificil în care scrima nu a avut nicio competiție la nivel internațional, medalia asta ne dă speranță pe viitor că această pandemie nu ne-a dat de tot în spate. Cum a caracterizat-o pe Felicia Iacob? Muncitoare. O fată care știe ce își dorește de la viitor. Felicia Iacob este pregătită la clubul Steaua de către antrenoarea Cătălina Anghel, iar din sezonul viitor va evolua la seniori.